Investigarea criminalității economice Constanțeni, având activități specifice într-un dosar de evaziune fiscală, sub coordonarea procurorilor Curții de Apel Constanța, au descoperit aseară aproximativ o tonă de carne expirată într-un magazin din piața Comis 3. Au fost sesizați și reprezentanții DSV și ANAF. Întreaga cantitate urmează a fi ridicată pentru a fi distruse, iar administratorul încă de aseară a fost reținut de către polițiști sub aspectul săvârșirii din infracțiuni de evaziune fiscală. Ați întrebat despre carnea expirată? Reprezentanții DSV urmează să stabilească acestea. Gata!